Te salut, Națiune, și îți urez bine ai venit la un nou clip. Și în ultimul clip postat pe canal v-am promis că o să fac o listă cu parfumurile din categoria de nișă pe care eu le recomand a fi purtate primăvara și vara, adică în sezoanele calde. Am făcut în clipul respectiv un top al parfumurilor de designer și astăzi revenim cu clipul în materie de parfumuri de nișă, adică parfumul pe care eu le consider a fi pretabile la purtare atât primăvara cât și vara. Repet încă o dată același lucru, parfumurile nu sunt puse într-un clasament, nu încep cu cel mai slab ajungând la cel mai bun. Ordinea este pur și simplu aleatorie și nu ține cont absolut deloc de aspectele astea. Sunt parfumuri pe care eu le consider că merită să facă parte dintr-un astfel de top și în egală măsură sunt parfumurile pe care eu le voi purta cel puțin în acest sezon sau în aceste sezoane calde în 2020. Unele dintre ele sunt mai mature, altele mai tinerești, unele sunt mai puternice, altele mai puțin puternice. Unele sunt, hai să spunem, mai interesante, altele mai puțin interesante, în funcție de gusturile fiecăruia, însă eu aici vorbesc strict de gusturile și preferințele mele. De asemenea, în clipul trecut v-am prezentat parfumuri de designer, asta nu înseamnă că nu pot să porți și parfumuri de designer și parfumuri de nișă, eu fac cele două videouri separat, tocmai ca să aveți o listă sau două liste distincte din fiecare categorie cu ce parfumuri voi purta eu și ce consider eu că merită purtat sau poate fi recomandat și altora. Să nu pierdem vremea, să începem cu probabil casa cu cele mai multe intrări în topul ăsta, dar pe bună dreptate. N-am ascuns-o și am spus-o de atâtea ori, sunt un mare fan al acestei case. Sunt un mare fan al parfumierilor italieni. Îmi place foarte mult simțul artistic pe care l-au și modul în care interpretează parfumeria. Iar casa Acqua di Parma este o casă pe care o cunosc foarte bine de foarte mulți ani. Și probabil cele primele două parfumuri pe care vi le prezint vor fi cele mai abuzate anul ăsta. Deși vor mai intra și altele, gen Arancia di Capri, de exemplu, sau Cinotto di Liguria. Primul, Fico di Amalfi. Nu pot fără smochină și cu atât mai mult când vine vorba de smochina prezentă în Fico di Amalfi. Un parfum absolut spectaculos, o interpretare a notei de smochin absolut incredibilă. Avem smochin fruct, avem smochin frunză, avem lapte de smochină, o sumedenie de elemente care se combină într-un parfum absolut ireal. Un parfum fresh, aromat, revigorant, absolut excepțional. A doua intrare este tot de la Acqua di Parma, tot din linia Blue Mediterraneo, care este o linie dedicată aromaterapiei, și anume Mirto di Panarea. Un parfum pe care eu îl consider a fi absolut spectaculos. Îmi place fantastic de mult nota de mir. Sincer să fiu, dacă ar fi să aleg dintre parfumurile acestei linii, și anume Blue Mediterraneo, ar fi bătaie foarte, foarte, foarte mare între Fico di Amalfi, Mirto di Panarea, Arancia di Capri și Cipresso di Toscana. Pentru că astea trei, sincer să fiu, sunt cele care îmi plac mie cel mai mult și care la nivelul pielii mele performează de asemenea foarte bine. Dar vor mai fi și altele de la Acqua di Parma. Bun, următorul pe listă, tot Acqua di Parma, tot linia Blue Mediterraneo, însă vorbim de Bergamotto di Calabria. Un parfum foarte, foarte interesant, o performanță foarte bună și a cărei esență centrală, dacă vreți, este nota de bergamotă, acompaniată de alte elemente citrice. Performanță ok, foarte bună, de asemenea, mirosul foarte bun, foarte plăcut, foarte revigorant, îndeosebi pentru un parfum menit să performeze foarte bine pe perioada verii, dacă vreți, în mod deosebit acest Bergamotto di Calabria. Următorul pe listă, tot un parfum de la o casă italienească,
Foarte tare, m-a scăpat sticla. Asta este, nu tăiem la editare. Trebuie doar să o găsesc. Vedeți ce fain e când lucrezi fără să faci post-editare? Se întâmplă și accidente. Bun, l-am prins pe nemernic. Italiene al necoși. Bottega Veneta Essence Aromatic. Un parfum fabulos pentru vreme caldă, de-abia aștept să vină vara. Am 10 ml, o să-mi ajungă probabil și vara asta și vara viitoare să-l port. Drept urmare, nu fac griji că voi rămâne fără, dar un parfum de asemenea foarte, foarte strălucitor, foarte deschis, foarte revigorant, foarte aromatizat și citrat. Un parfum pe care, așa cum am spus, de-abia aștept să-l port în zilele toride de vară, pentru că atunci va funcționa cel mai bine. Schimbăm un pic casa și ne ducem la parfum de Marly. Și bineînțeles, din punctul meu de vedere, un parfum foarte bun pe timpul primăverii, dar sincer să fiu, îl văd purtat foarte bine și vara, este parfum de Marly Pegasus. Fabulos ca miros, fabulos ca performanță, fabulos ca factor de complimente pe care le atrage. Un parfum care știe să se facă plăcut, un parfum de tip mulțumitor de mase, un crowd pleaser, cum zic americanii, dar care miroase și performează foarte bun, cu o combinație foarte bună, cu o notă foarte interesantă de vanilie, de asemenea, un parfum pe care, sincer să fiu, vi-l recomand pentru plăcerea voastră olfactivă. Mergem la Serge Lutens și vorbim despre al său Vetiver Oriental. Deși este un parfum pe bază de vetiver, interpretarea acestuia, făcută de Serge Lutens, este total diferită față de ceea ce puteți întâlni în alte parfumuri. Nu este un vetiver pământiu, nu este un vetiver întunecat, cum îl întâlnești în marea majoritate a parfumului, este un vetiver luminos. Este un vetiver aerat, aerisit, un vetiver verde. Și îți transmite o senzație foarte plăcută la nivelul pielii, un miros foarte plăcut, foarte relaxant, un parfum pe care îl văd foarte bine purtat, în special primăvara, îndeosebi în zilele răcoroase sau în serile foarte răcoroase. Zic eu, ar performa excelent parfumul ăsta într-un astfel de scenariu, dar poate fi purtat și în zile însorite. Nu este un parfum de tip gălăgios, este un parfum de tip, hai să spunem, oarecum subtil, dar se face apreciat, se face plăcut. Nu deranjează pe nimeni, mai ales că este și pe bază de vetiver. Trecem la casa Creed și vorbim despre Creed Original Santal. Dacă iubești lemnul de santal, dacă iubești nota de santal, parfumul ăsta este o opțiune foarte bună pe perioada primăverii din punctul meu de vedere. Nu este excepțional, nici ca miros, nici ca performanță, dar pentru ceea ce dorește să facă, este ok. Totuși, rămâne dilema existențială numită raportul preț-calitate-performanță. Întotdeauna când vine vorba despre casa Creed. Din păcate, na, eu nu mă împac cu multe dintre produsele lor, altele îmi plac și o să vi le arăt în minutele ce urmează. Și acum revenim din nou la Acqua di Parma și le luăm așa pe rând. V-am spus, Acqua di Parma domină clasamentul ăsta, clasament. Topul ăsta al parfumurilor pe care eu le recomand și pe care eu o să le port în această primăvară și în această vară. Primul despre care vorbim, Acqua di Parma Colonia Club. Un parfum fresh, aromatizat, verde, frumos, pentru gentlemen, pentru cei care sunt abonați la un club de golf, știu eu, la un club de hipism și așa mai departe. Genul ăla de parfum. Are o eleganță și o masculinitate, hai să spunem, mai clasică comparativ cu alte produse. Următorul este Acqua di Parma Cedro di Taormina.
cum am zis, la mare bătaie pentru mine cu Mirto di Panarea și cu Fico di Amalfi și Arancia di Capri, printre preferatele mele, Cedro di Taormina, o notă foarte frumoasă de cedru, combinat cu, desigur, citricele obișnuite ale casei Acqua di Parma, performanță foarte bună, miros foarte plăcut, un parfum excelent, atât primăvara cât și vara, din punctul meu de vedere, ca sezon de purtare. Un parfum, din nou, curat, relaxant, confortabil, care se face foarte ușor plăcut. Și mai ales dacă iubești notele sau esențele lemnoase, n-are cum să nu-ți placă parfumul ăsta. Următorul este tot de la Acqua di Parma, vorbim însă despre Colonia Assoluta, o interpretare un pic diferită față de originalul Colonia, cu niște note mai puternice, performanță foarte bună, miros foarte, foarte frumos, foarte clasic, foarte citric, foarte bun pe vreme caldă. Și, desigur, un alt preferat al meu, Ginepro di Sardegna, tot de la Acqua di Parma, sau Ienupăr de Sardinia, un parfum mai degrabă de primăvară și în special de zile mai răcoroase, de seri răcoroase, de evenimente, dacă vreți, când participați, nu știu, la o nuntă, la un botez, habar n-am, la o petrecere, unde trebuie să vă îmbrăcați într-o ținută un pic mai formală. Ei bine, ăsta este un parfum foarte bun pentru astfel de evenimente. Mergem mai departe. Din nou, tot un parfum de evenimente, tot un parfum de vreme răcoroasă, primăvăratică sau de seri răcoroase, că și vara se mai nimerește să mai fie câte o seară răcoroasă, însă de data aceasta s-ar putea să vă surprindă recomandarea, pentru că este vorba despre un parfum pe bază de agăr și este nimeni altul decât Mancera Gold Intensive Wood. Din punctul meu de vedere, cel mai senzual agăr pe care îl poți întâlni într-un parfum în momentul de față pe piață. Fantastic de bine făcută nota asta de agăr în Intensive Wood. Foarte frumos parfumul, foarte senzual, foarte confortabil, foarte romantic, dacă vreți. Un parfum pe care vi-l recomand cu toată încrederea să-l încercați și sunt ferm convins că o să vă placă. Următorul pe listă este o recenzie recentă. Este varianta îmbunătățită, dacă pot să folosesc expresia asta, la Chanel Pour Monsieur, și anume Robert Piquet Cravache for Men, sau Cravache 2007, cum îl puteți găsi pe internet. Un parfum care preia, dacă vreți, rețeta originală sau originalului Pour Monsieur de la Chanel și o îmbunătățește exact acolo unde suferea Pour Monsieur, și anume la performanță și la proiecție. Mirosul fiind, din punctul meu de vedere, aproape identic. Mici diferențe în sensul în care în Chanel Pour Monsieur partea de citrice, de lămâie, în mod deosebit, este mult mai nuanțată în deschiderea parfumului comparativ cu Cravache de la Robert Piquet. Următorul pe listă, pentru că nu e așa, trebuie să avem și niște fructate, și ăsta este un parfum, cum am spus și în recenzie, de tip unisex vândut, dar care înclină un pic balanța spre partea mai feminină. Însă un bărbat care iubește notele de genul ăsta și care nu se teme să poarte așa ceva va avea foarte mare succes. Un parfum de primăvară în mod deosebit, cu o performanță foarte bună, excelentă, cu o proiecție foarte bună și cu un miros foarte, foarte interesant, fructat, nimeni altul decât Cassiopeia Luna de la Tiziana Terenzi. Absolut super parfumul, destul de scump pentru consumatorul obișnuit, însă din punctul meu de vedere își merită absolut toți banii. Următorul pe listă, un parfum care mie îmi place foarte mult, culmea, s-ar putea să fie surprinși foarte mulți dintre voi că o să zic chestia asta, și anume că îmi place acest parfum, dar mai ales venind de la această casă, dar este un parfum foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun ca miros, foarte bun ca performanță. Este unul dintre puținele care mie îmi place de la această casă și este vorba despre Amouage Sunshine Man. Superb! Răcoritor, luminos, puternic,
performanță excelentă, proiecție excelentă, un parfum excelent atât primăvara cât și vara. Recomand cu toată încrederea Amouage Sunshine ca parfum pentru sezonul cald. Revenim la Serge Lutens și vorbim despre un bois vanil. Un parfum pe bază de vanilie, dar o vanilie foarte ușoară, foarte aerată, nu foarte dulce, ușor comestibilă. O compoziție foarte interesantă din punctul meu de vedere, care merge foarte bine, zic eu, primăvara și îndeosebi zilele răcoroase, început de primăvară, sau zilele de primăvară după ce au fost ploi, furtuni și așa mai departe, sau seara. Un parfum excelent pentru întâlniri, de asemenea, un bois vanil de la Serge Lutens. Următorul pe listă, pentru că nu e așa, n-am vorbit destul de ei, Acqua di Parma Colonia Essenza, o altă interpretare la originalul Colonia, nu insist că deja sunt foarte multe Acqua di Parma și trecem la Tom Ford și al său Neroli Portofino Acqua. Un parfum absolut superb ca miros, din punctul meu de vedere, absolut fenomenală nota de Neroli din Portofino Acqua. Un parfum de vreme toridă. Deci ăsta este un parfum recomandabil pentru miezul verii, lunile de cuptor, cu temperaturi fabuloase. Din păcate însă parfumul ăsta are o problemă pe partea de performanță, iar așa cum am spus și în recenzia pe care am făcut-o în urmă cu ceva timp, eu sunt un caz fericit când vine vorba despre acest parfum, din punct de vedere al performanței pe care o obțin cu el. La nivelul pielii mele stă undeva în zona de 5 ore, printr-o foarte mare minune ajunge poate să stea 6 ore ca și longevitate, iar ca proiecție, din păcate, proiectează foarte, foarte frumos, foarte bine în primele 3 ore și după aia dispare aproape complet de la nivelul pielii. Deci probleme foarte mari pe partea asta. Altfel, mirosul este absolut excepțional. Este cel mai... unul dintre cele mai frumoase parfumuri de tip săpunos. Și asta datorită notei de neroli pe care o are în el. Absolut superb. Superb parfumul, superbă nota, păcat de performanță și de proiecție. Revenim la Casa Creed și dacă tot am vorbit de Neroli, hai să vorbim despre Neroli Sauvage de data aceasta de la Creed. Un parfum care, spre deosebire de Neroli Portofino Acqua, nu are o problemă cu performanța. Mirosul însă nu se ridică la nivelul lui Neroli Portofino Acqua, însă performanța este dublă față de ce oferă Tom Ford. Și proiecția, deși nu este una foarte puternică în Neroli Sauvage, este o proiecție de tip moderat, este de asemenea dublă față de ceea ce oferă parfumul de la Tom Ford. Tocmai de aceea, pentru cei care caută o alternativă pe bază de Neroli la Neroli Portofino Acqua și dorește să rămână tot în categoria de nișă, recomand Neroli Sauvage de la Creed. Mergem mai departe și ajungem la Boucheron. Boucheron, cunoscut pentru alte tipuri de produse și pentru alte tipuri de parfumuri, însă au și ei o colecție separată, dedicată nișei și vorbim despre Boucheron Tubereuse de Madras sau Tuberoză de Madras. Un parfum floral, dar cu o notă de tuberoză foarte interesantă, foarte cremoasă, foarte lăptoasă cumva. Foarte relaxantă, foarte revigorantă și ușor dulceagă în egală măsură. Un parfum cu o performanță foarte bună. Eu am mai recenzat Neroli Dispahan de la Boucheron, care era o poșircă pe românește, ca să nu pierdem timpul. Ei bine, Tuberoză de Madras este exact opusul lui Neroli Dispahan. Și deși eu nu sunt un mare fan al notei de tuberoză, mai degrabă, îmi place nota de neroli decât cea de tuberoză, cu toate acestea, acest parfum mă face să-l apreciez, mă face să-mi placă și deși este un parfum foarte floral,
foarte, foarte floral, cu o tentă dulceagă destul de pronunțată, oarecum înclină balanța spre partea feminină din nou. Îl vă purtați și de bărbați, dar într-un scenariu mai atipic, mai deosebit, care se rezumă la o plajă, un echipament din fabricat din IN și în vacanță. Cam atât. Cam doar atunci pot eu recomanda parfumul ăsta pentru bărbați. Deși e un parfum unisex, repet. Revenim la Creed și probabil parfumul care mie îmi place cel mai mult de la casa asta și probabil unul dintre cele mai subapreciate și puțin cunoscute parfumuri de la Creed, din punctul meu de vedere, o capodoperă, o bijuterie, fără niciun fel de bășcălie, fără niciun fel de caterincă, pentru că toată lumea știe că mie nu-mi place casa Creed, dar ăsta este cu totul și cu totul altceva. La fel ca și Milesime Imperial, ei bine, ăsta este Creed Royal Mayfair. Absolut super parfumul, un parfum pe care îl văd foarte bine purtat primăvara și pe care o să-l port. Un parfum cu o compoziție foarte frumoasă, cu o performanță absolut excelentă, fabuloasă. Și așa cum am spus, unul dintre puținele parfumuri care mie chiar îmi plac de la casa Creed și pe care, sincer să fiu, aș putea fi dispus să dau bani pe o sticlă întreagă de retail. Mergem mai departe. Ne întoarcem la Serge Lutens. Din nou, dacă iubesc santalul, de data aceasta îți recomand pentru zilele răcoroase Santal Majuscule de la Serge Lutens. Nu vei regreta absolut deloc întâlnirea cu acest parfum. Revenim iarăși la parfum de Marly și ne ducem la Leighton Royal Essence de data aceasta, nu clasicul Leighton. Un parfum pe care de asemenea l-am avut foarte bine purtat primăvara, în mod deosebit și din nou un parfum de evenimente, un parfum de ocazii, un parfum mai de impresie, cu o compoziție foarte, foarte elegantă, un miros foarte plăcut, foarte frumos și desigur o creație a casei Parfum de Marly, din punctul meu de vedere una dintre cele mai bune case de parfumerie din segmentul de nișă. Nu putea să lipsească, bineînțeles, Nasomato din acest clasament și cred că sunt două parfumuri pe care le-am inclus aici. Deși sunt parfumuri, cel puțin ăsta despre care vă vorbesc acum, este un parfum foarte puternic, este un parfum foarte greoi în teorie și nu numai, ci și în practică, dar dacă aplici cantitatea potrivită pe care trebuie să o aplici cu acest parfum, parfumul ăsta primăvara va fi absolut excepțional. Este vorba despre Hindu Gras. Verde, herbal, niște note foarte interesante în compoziție, niște tonuri pământii, tonuri de sol, de pământ reavăn, de brazdă proaspătă, dacă vreți. Imaginați-vă că parfumul ăsta miroase ca și cum ați fi primăvara la Arat și vă plecați jos în breazdă și vine izul ăla de pământ proaspăt Arat. Exact senzația aia ți-o conferă parfumul ăsta, cu niște note herbale foarte verzi, foarte intense. Tocmai de aia zic că dacă ai atenție sporită când îl aplici pe piele, și aia înseamnă, din punctul meu de vedere, să aplici un singur puf, nu mai mult. Primăvara, parfumul ăsta îți va surprinde simțurile și se va face foarte, foarte bine remarcat. Are un miros foarte natural. E foarte natural mirosul acestui parfum și elementele din el transmit exact aceeași stare. Tocmai de aia zic, e foarte potrivit pentru sezonul de primăvară, mai ales în contextul în care îți imaginezi că primăvara reînvie natura și, bineînțeles, și oamenii se reapucă de agricultură și așa mai departe. Următorul pe listă, și din nou de la una dintre casele mele mai puțin preferate, dar cum mea parfumul ăsta îmi place foarte mult pentru simplu fapt că îți creează iluzia în minte, cel puțin când îl percepi, deși deschiderea nu este una extraordinară, sincer să fiu. Nu mă încântă deschiderea la acest parfum absolut deloc, dar dacă ai răbdare jumate de oră cu el,
să se așeze, să înceapă să-și dezvăluie adevărata identitate și adevărata valoare, vei ajunge să-l îndrăgești. Poate nu la început, poate nu la prima purtare sau la a doua, dar vei ajunge să-l îndrăgești. Pentru că este un parfum care îți creează impresia că te afli undeva, într-o colibă din trestie, undeva pe malul mării, sub niște cocotieri, niște bananieri, habar n-am, stai pe un șezlong tolănit și briza mării suflă prin coliba respectivă. Amouaj, Beach Hut. Mirosul de la început este absolut oribil din punctul meu de vedere. Miroase a ceva putred, un miros verde putred cumva. E ca și cum ar fi stufăriș în putrefacție, dacă vreți, sau plante în putrefacție. În prima jumătate de ore. După aceea se așează parfumul și miroase absolut superb, exact cum am descris, cel puțin la nivelul pielii mele. Din nou aceeași casă, ca să nu zică lumea că sunt rău, însă de data aceasta vorbim de Bracken. Asta este o combinație, o bombă olfactivă de tip verde, foarte interesantă, foarte aromatizată și pe care o văd foarte bine lucrând primăvara. În mod deosebit. Vara mai puțin, din cauza temperaturilor, pentru că este un parfum care performează foarte bine și care proiectează al naibii de bine, dar primăvara va face, din punctul meu de vedere, ravagii. Revenim la Serge Lutens și vorbim despre La Vierge de Fer, unde ai niște elemente fructate absolut senzaționale, în special nota de pară, un parfum cu o performanță ireală, cu o proiecție pe măsură și extrem de delicios, de tip gurmand, un parfum de primăvară și în speță pentru zilele răcoroase. Pentru primăvară și vară însă, deopotrivă, vă recomand Nasomato Silver Musk. Parfumul ăsta nu conține decât un singur ingredient, și anume musc alb. Aia este tot ceea ce primești de la început până la sfârșit cu Nasomato Silver Musk, curat, strălucitor, confortabil, elegant, de bun gust, inofensiv în egală măsură pentru cei din jurul tău, adică nu este un parfum de genul ăla care să-ți mute nasul la spate, foarte simplist și foarte bun. Nasomato Silver Musk. Și din nou Tom Ford, dar de data aceasta unul dintre preferatele mele de la Tom Ford, Fleur de Portofino, parfum pe bază de flori de salcâm și miere de salcâm. Absolut senzațional parfumul ăsta pentru primăvară, dar inclusiv și pentru vară. Un parfum care îmi place la nebunie, un parfum pe care îl recomand atât bărbaților cât și femeilor, cu condiția să vă placă nota de salcâm. Recomandare maximă, Fleur de Portofino de la Tom Ford. Și ultimul, pentru că dacă am început cu smochină, zic să terminăm tot cu smochină, Diptic Philosikos. Indiferent de variantă. Varianta ce o am eu aici este eau de toilette, puteți să vă duceți pe varianta eau de parfum, aia este mai intensă, notele sunt mai voluptoase, mai pronunțate. Performanța, nu știu dacă este îmbunătățită, dar cam ale ar fi diferențele între cele două. Diptic Philosikos vine cu o interpretare a notei de smochin unică în parfumerie. Dacă n-ai mirosit în viața ta parfumul ăsta, îți recomand să o faci. Mai ales dacă ești iubitor al notei de smochină sau de smochin. Este chintesența smochinului în materie de parfumuri. Superb! Mai mult de atât nu am ce să zic, absolut toate parfumurile au recenzie pe canal, intrați, vedeți ce am avut de zis la fiecare în parte și aveți informație completă despre fiecare în parte. Dar Diptic Philosikos este uluitor. Astea sunt cele 30 de parfumuri din categoria de nișă pe care eu vi le recomand a fi purtate sau să le folosiți în sezonul cald. Cel puțin eu astea o să le port, dacă vreți să purtați și voi n-aveți decât. Astea sunt recomandările mele, ca întotdeauna purtați parfumul cum vă place, când vă place și cu condiția să vă simțiți voi bine. Ne vedem data viitoare, națiune, îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru timpul acordat și dă voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!